Astăzi vorbim despre parfumul cu prețul sub 250 de lei. Și înainte de a începe lista, vreau să-ți spun la mulți ani și să ai un an 2022 exact așa cum ți-l dorești. De fapt, să fie mai bun decât ți-l dorești. Și de asemenea, să-ți mulțumesc pentru toată susținerea de până acum. Și să ne mutăm la parfumuri. Parfumuri sub 250 de lei pentru persoane cu vârsta între 17 și 25 de ani. Iar prima mea propunere este Perialis 360 Red for Men. Un parfum excelent de vreme caldă, care se inspiră destul de puternic din Acqua di Gio. E drept că parfumul de față e puțin mai sintetic și de asemenea e drept că are ceva mai multă scorțișoară, așa că nu este o clonă perfectă, ci o modificare, să spunem, a rețetei. Ce mai e important de spus, și asta poate se întâmplă doar la mine, deși nu cred, performanțele lui în momentul ăsta sunt mai bune decât ale originalului Acqua di Gio. Pe mine originalul Acqua di Gio nu persistă foarte bine. În schimb, Perialis îmi obține un 4-5 ore de persistență și dacă asta nu ți se pare mult, e bine, gândește-te cât de frustrant e uneori pentru mine să folosesc originalul Acqua di Gio. Pe 100 de mililitri vei da aproximativ 100-100 și ceva de lei. Așa că, per total, în vreme caldă și foarte caldă, dacă vrei să miroși precum marea combinată cu ceva citrice și cu ceva scorțișoară, parfumul ăsta are foarte mare sens la un preț destul de mic. Singurul lucru pe care l-aș sublinia e să nu-l arăți prietenilor, pentru că forma asta, să zicem că e foarte interpretabilă. În principiu, s-ar putea să se amuze mai mult pe seama sticlei tale de parfum decât s-au amuzat pe seama rachetei cu care a plecat Jeff Bezos de pe pământ. A doua mea propunere este un parfum care a intrat recent în playlistul meu, dar a rămas ferm convins acolo. Asta pentru că îmi place extrem de mult și o să spui, păi stai, ți-am cerut între 17 și 25 și tu ești bătrân. Ceea ce este un punct valid. Totuși, parfumul se numește Abercrombie & Fitch First Instinct și datorită profilului mirosului, cred eu că se pretează foarte bine și la 17-25 și așa că o oarecare dezvăluire, eu folosesc mai mult la sală. Ideea e că vei fi întâmpinat de un miros destul de exotic și în vreme caldă parfumul ăsta are foarte mult sens. Pe mine cel puțin mă duce cu gândul la vacanță pentru că se deschide cu explozie de fructe exotice, care apoi pare să fie oarecum combinată cu gel de duș. Deci un miros curat și totuși foarte învietor. Mie mi se pare că e unul dintre parfumurile alea care se potrivesc foarte bine în zile călduroase și care de asemenea se potrivesc foarte bine într-o vacanță. Ai putea crede că are origine oarecum asemănătoare cu Invictus, dar aici nu vei primi mirosul acela de gumă de mestecat specific parfumului de la Paco Rabanne. Ce vei primi în schimb, o experiență destul de relaxată, destul de relaxantă, pe care eu, repet, o prefer destul de mult la sală. Asta pentru că mi se pare un parfum destul de ușor de purtat și care nu e extraordinar de puternic în jur. Deci îl pot purta acolo, pot mirosi bine, fără să deranjez pe cineva. Ce drept, în general, parfumul nu are niște performanțe extraordinare. Asta înseamnă că pe pielea mea un 4 ore, înspre 5 ore de persistență, cu o proiecție bună în prima oră. Ceea ce nu sună fantastic, dar când te gândești la faptul că e un parfum de vreme caldă, adaugi la asta și mirosul ăsta fructat și exotic și de asemenea iei în calcul că prețul nu e foarte mare, combinația finală mi se pare destul de reușită. Pentru vremea rece și cu un preț destul de mic, cred eu că îl poți încerca pe Calvin Klein One Shock, care în cazul în care nu ești Aaron Terrence Hughes sau alt parfumier, s-ar putea să-ți separă un miros neașteptat de bun pentru vremea rece, mai ales dacă iei, repet, în calcul prețul. E un parfum cu tutun în care nu se simte atât de puternic tutunul. De asemenea are lavandă, pare și castravet, ceea ce a fost neașteptat, dar funcționează bine aici. Și am fost surprins când îl purtam de câtă lume mi-a remarcat parfumul și cât de multă lume mi-a apreciat parfumul. Eu inclusiv. Și de asemenea, acesta este unul dintre parfumurile pe care le am de la Calvin Klein, adică am renunțat la destul de multe dintre ele pe motive cum ar fi performanțele. Nici aici performanțele nu sunt chiar bune, astfel că persistența lui, într-o zi în care am noroc, ajunge pe la 4 ore, cu o proiecție bună în primele 45 de minute înspre o oră. Ceea ce nu e fantastic, asta înseamnă că într-o zi iar că am trebuit să-l reaplici. Și dacă ai o sticlă de 200 de mililitri, ocupă destul de mult loc să o ții cu tine. Totuși, pentru întâlniri ceva mai scurte sau ieșiri ceva mai scurte, parfumul ăsta are mult sens. Strict datorită unui miros care are toate șansele să te surprindă. Și da, sticla mea este de 200 de mililitri și încă de când am cumpărat-o, prețul pentru 200 de mililitri s-a învârtit undeva în jurul sumei de 100 de lei. Tot pentru vremea rece, cred eu că se potrivește destul de bine și Trussardi Uomo de Red, cu amendamentul că el e îndreptat mai mult spre
persoanele de la 25 de ani și poate peste. Asta pentru că mirosul său mi se pare ceva mai matur și puțin mai elegant. E o combinație interesantă de coniac cu nucșoară, cu ceva citrice, cu piele și cu tonka. Deci e dulceag, e plăcut, are latura asta călduroasă, dar are și o eleganță aparte de care poate nu ai nevoie la 17 ani decât dacă îți place să te îmbraci tu ceva mai elegant. Cu toate astea, parfumul e de luat în calcul din mai multe motive. Primul ar fi că, dată fiind această latură ușor elegantă, iese puțin în evidență, în modul foarte bun. De asemenea, e prețul. E destul de scăzut, adică de 250 de lei, cred că poți să-ți iei chiar o sticlă de 100 de mililitri. Și apoi, și ca performanță, stă mai bine decât Calvin Klein One Shop. Pe pielea mea stă undeva spre 6 ore, cu o proiecție bună în prima oră, o oră și jumătate chiar. Deci, dacă îți căutai un parfum de vreme rece pentru niște ținute ușor mai elegante, Trussard de Uomo de Red s-ar putea să fie o opțiune temnă de luat în calcul. N-am mai spus de mult asta, dar în ceea ce privește ținuta, asta sunt părerile mele. S-ar putea să ți se pară că Red este o opțiune foarte bună casual, caz în care... Și dacă tot vorbeam de parfumuri care se iasă puțin în evidență, dacă vrei să ieși puțin în evidență în vreme caldă, îl poți încerca pe Salvatore Ferragamo Aqua Esențiale Blue. Probabil te întrebi de ce ai ieșit cu el în evidență. Ei bine, pentru că acest parfum, deși de vreme caldă, are și o componentă dulce dată de tonka. Sigur, are toate citricele, are lavandă, are pornirea aceea spre gel de duș, dar la un moment dat intervine un aspect un pic dulce, care îl face să fie destul de diferit de ceea ce te-ai aștepta, mai ales când vezi sticla asta atât de albastră. Pe mine parfumul ăsta m-a dus mereu cu gândul la un cocktail. Mă gândesc la o băutură foarte răcoritoare pe care atunci când o guști pare să se îndulcească și să devină o explozie aromată. Da, nu l-am gustat niciodată dacă asta te întrebi, dar cred că asta se întâmplă pentru că toate citricele dau partea fresh, după care parfumul evoluează spre tonka și cardamom. Ți-aș atrage totuși atenția asupra unui aspect. Atunci când mi-am cumpărat eu parfumul, adică în urmă cu un an jumate, cred că doi, nici nu mai știu că pandemia cu lucrurile se pare ciudate, era foarte persistent. Nu avea proiecție extrem de bună, adică stă destul de aproape de piele, dar era persistent în sensul că 7 ore cam așa stătea pe piele. Mi-au spus niște oameni recent că nu mai e la fel și acum. Din păcate nu pot să-ți spun că n-am o sticlă nouă, am aceea sticlă pe care am avut-o întotdeauna. Da, doar cred că merită să fii puțin atent la aspectul ăsta și dacă ai ocazia să-l testezi bine înainte să-l cumperi. Dacă în schimb îți dorești un parfum pentru oricând, oriunde, dar adresat tot oamenilor care se îndreaptă mai mult spre 25 de ani, ți-l recomand pe Trussard de Uomo, care mi se pare parfumul perfect pentru orice situație. E drept că l-aș purta un pic mai mult în vreme caldă, pentru că mi se pare că are o componentă fresh dată de citrice. De asemenea, vei găsi în el și violetă, piele și patchouli, dar în mod surprinzător tot mirosul ăsta are o latură foarte clară de gel de duș. Totuși, parcă e puțin mai elegant de atât. E ca în cazul lui The Red. E un parfum pentru oricând oriunde, dar e puțin mai elegant și puțin mai matur. Pe de altă parte, dacă îți dorești un parfum pentru cam tot timpul, pe care să-l poți folosi în cam orice situație, fie că te îmbraci casual, fie că te îmbraci la o cămașă sau poate chiar mai elegant decât atât, s-ar putea ca Trussard de Uomo să fie soluția bună. Doar atât că, dat fiind faptul că are un preț mic, te cam aștepți ca performanțele să nu fie extraordinar de bune. Pe pielea mea are cam 5 ore de persistență, poate un pic mai mult, dar proiecția nu e fantastică, adică îl pulverizezi, se simte bine în jur câteva minute, după care se apropie destul de mult de piele. Tot pentru cam oricând și cam oriunde ar fi și Mont Blanc Explorer, un parfum care se cam inspiră din Creed Aventus, dar în timp ce Creed Aventus mi se pare un miros ceva mai matur, fresh, plăcut, foarte reușit, dar care se adresează unei audiențe ceva mai mature, Explorer reușește să se adreseze și unui public mai tânăr. Asta pentru că, deși în deschidere seamănă destul de mult cu Creed Aventus, la un moment dat, pe parcursul purtării, mirosul începe să se diferențieze, primește o notă destul de importantă de cacao, care îl îndulcește și îl face ceva mai, hai să zicem, purtabil, deși nu ăsta e termenul, dar hai să zicem mai purtabil în intervalul 17-25. Ideea ar fi că parfumul nu e rău deloc și în ceea ce privește clonele de Aventus ar putea să fie una dintre cele mai bune. Ce drept n-are cele mai bune performanțe, dar în raport cu multe batch-uri de Creed Aventus se apropie. E evident că e și o diferență mare de preț aici, dar diferența asta mare de preț o găsești în diferența de calitate dintre parfumuri, dacă stai să o cauți. Adică e clar că nu e la fel de bine făcut, e clar că nu e la fel de delicat, e clar că n-are la fel de multă profunzime, dar dacă vrei un parfum cu care să miroși bine cam oricând, oriunde, e o alegere interesantă. De asemenea, poți să-l porți la ținute mai casual, poți să-l porți la ținute mai elegante și, repet, performanțele sunt decente, dar nu fabuloase. Tot în zona de oricând, oriunde, dar de această dată ceva mai scump, este Prada Luna.
una Rosa Carbon. 50 de mililitri s-ar putea să-ți depășească bugetul cam cu 4-5 lei, dar mi s-a părut că e demn de adus în discuție. Când îl miroși prima dată, s-ar putea să te ducă cu gândul la Dior Sauvage, dar dacă îl porți, o să observi că are o pornire puțin mai elegantă, să spunem, are o notă interesantă, metalică, are și un miros care vine de la o notă de cărbune. E interesant ce se întâmplă în parfumul ăsta, adică are o mare asemănare cu Dior Sauvage, dar parcă e puțin mai potolit și o idee mai elegantă. Să spunem că Dior Sauvage a primit tratamentul Prada. De asemenea, dat fiind faptul că a primit acest tratament, nici nu mai are proiecția nebună pe care o avea Sauvage Eau de Toilette sau chiar Sauvage Eau de Parfum. Luna Rosa Carbon stă un pic mai aproape de tine și asta vreo 6 ore, cel puțin așa e în cazul meu. Dar mi se pare foarte interesant că, indiferent câte parfumuri am încercat, atunci când prieteni de-ai mei folosesc parfumul ăsta, mi se pare că miros fantastic. Deci e ceva excelent la el. Pe de altă parte, mie în continuare îmi place Dior Sauvage, deci s-ar putea să fie asta. Dacă ești dispus să iei tot o cantitate mai mică, asta înseamnă că am 50 de mililitri, ți-l recomand și pe Armani Stronger With You. O combinație fantastică de vanilie cu castane și un parfum pe care chiar vrei să-l ai în perioada rece. Miroase dulce, primitor și față de alte parfumuri în acest buget, pare să fie un pas înainte la capitolul calitate. Și îmi dau seama că aspectul calitate în ceea ce privește parfumul e un criteriu total subiectiv, dar mie așa mi se pare. Dar țin să spun că dacă îți dorești un singur parfum de vreme rece, e foarte posibil ca Stronger With You să fie acel parfum. Sticla asta pe care am eu are și performanțe bune, asta înseamnă că pe pielea mea stă 7, poate chiar mai multe ore și la început are și proiecție bună, vreo oră, înspre două ore se simte puternic în jur. Dar din nou trebuie să fac amendamentul că mi-au spus unii oameni în ultimul an cel puțin că sticlele noi nu mai sunt la fel de puternice. N-am încercat asta, nu știu exact ce să-ți spun, dar pe Stronger With You în mod sigur îl mai găsești în magazine, așa că îți recomand să-l încerci bine înainte să-l cumperi. Pe de altă parte, dacă vrei să investești o sumă mai mică în parfumul tău de vreme rece, ți-l recomand pe Mandarina Duck Black, pe care uneori îl găsești la niște prețuri incredibil de mici. Cred că eu pe sticla asta am dat undeva în jurul la 50 de lei. Și pot să-ți spun încă de pe acum că merită mai mult de atât. Ok, nu e cel mai creativ miros, e un miros de vreme rece bazat predominant pe vanilie, vanilie pe care o combină cu niște tonka, niște citrice, dar am avut niciodată trăirea în legătură cu el că păi e cel mai cool parfum cu vanilie. Nu, e ok, își face treaba, dar în principiu cam despre asta e vorba. Parcă nu își dorește să facă mai mult de atât și nu are acea notă de originalitate pe care uneori, eu cel puțin, o caut în parfumuri. Ce-ar fi important de spus despre el e că nici performanțele nu sunt cele mai bune. Persistența e undeva pe la 4-5 ore pe pielea mea cu proiecție bună în prima oră. Așa că aș zice că e genul de parfum pe care îl folosești la ieșiri mai scurte, când vrei să miroși oarecum seducător. Da, dacă vrei să investești o sumă mică, e o opțiune destul de interesantă. Dar dacă îți dorești performanțe mai bune și ești dispus să te apropii de limita superioară a bugetului, ți-l recomand pe Diesel Bad Intense, care are listate oficial note de nucșoară, de condimente și de tutun. Pe de altă parte, dacă consulți Fragrantica, vei descoperi că oamenii sunt de părere că are și niște note lemnoase și care are o notă foarte importantă de caviar. Lucru care face parfumul să fie mai mult decât un parfum dulce de vreme rece, pentru că în mod real este. Adică e dulce, e persistent, e cam tot ce ți-ai dorit la un parfum de vreme rece, dar un minim de extra personalitate. Nu știu dacă ai întâlnit foarte multe parfumuri despre care să spui da, parfumul ăsta e ok și asta e tot ce poți să spui despre el. E bine, din fericire, Diesel Bad Intense e ceva mai mult de atât. Parcă are o oarecare poveste de spus. Parcă are ceva mai mult decât o dulceață nedefinită și pe măsură ce îl port, simt nevoia să-l mai explorez, să văd unde mă duce și la ce mă duce cu gândul. Acum nu vreau să mă înțelegi greșit, parfumul nu e revoluționar, adică dacă îți dorești un parfum dulce și persistent, e ok, nu o să-ți pună mari probleme în purtare. E genul de parfum pe care în vreme rece poți să-l porți oricând, oriunde. Dar, repet, e un pic mai interesant decât atât. Și spuneam că e persistent. Pe pielea mea stă peste 7 ore, cu o proiecție bună în prima oră, o oră și jumătate chiar. Și în încheiere m-am gândit să te scot puțin din zona ta de confort cu Moschino Toy Boy, care te cam induce în eroare încă de când vezi sticla. Asta în sensul în care multor oameni nu le place deloc sticla asta și pot să înțeleg de ce. Tot capacul ăsta e aproape mai mare decât recipientul. Dar nu contează, contează mai mult cum miroase. Și, în principiu, miroase puternic ca trandafir. Așa că dacă îți dorești un parfum cu trandafir, e o opțiune interesantă. E de spus la el că trandafirul ăsta stă pe pielea ta mult timp.
aș zice foarte mult timp, cu o proiecție bună în prima oră înspre 2 ore. Sigur, vei mai găsi pe lângă trandafiri și alte note florale, vei găsi și ceva citrice, vei găsi și vetiver și o să găsești și niște condimente. Dar mi se pare că nota cea mai importantă e trandafirul. Un trandafir pe care îl asociez neapărat cu florile cât cu o dulceață, un șerbet sau poate un sirop de trandafir. Și deși parfumul ăsta nu e provocator de diabet, mi se pare că se înscrie totuși într-o zonă ceva mai dulce, dar dulceața asta e obținută într-un mod ceva mai diferit. Dar în cele din urmă, cred că punctul forte al lui Toyboy îl reprezintă exact performanțele, că sunt bune, iar prețul său în acest punct nu mai e foarte mare. Și cu asta se încheie lista mea de parfumuri sub 250 de lei. Îmi dau seama că poate ar mai fi fost încă multe de adăugat aici și mi-ar plăcea să văd ce opțiuni ai tu în această gamă de preț. Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfum. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor. Iar prima mea propunere este Perialis 360 Degree. Cu toate astea, parfumul e luat din... Mă gândesc la o băutură foarte răcoritoare pe care atunci când o guli... Tot pentru... Adică e clar că nu e la fel de bine flăcut. Cred eu că Stronger With You se... Dar tind să...